analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect, final de 2022, investiții, proiecte, dorințe, aspirații, bani, poate veniți, poate nu veniți chiar la timp din fondurile guvernamentale. Vedem cu toții că atragerea de fonduri europene, cel puțin pentru România rurală, nu este întotdeauna ceea ce și-ar fi dorit primarii, nu reflectă, să spunem, situația din teren a unei părți însemnate a României. Rămân la părerea pe care am mai exprimat-o, nu știu, de exemplu, și este unul singur, dacă se justifică acel jalon, acea chestiune, am văzut, de mare impact, cu ghilimelele de rigoare, privitor la pistele de biciclete amplasate în toate UAT-urile României. Da, este bine, este sănătos să mergem cu bicicleta, însă cred că România autentică are nevoie de cu totul și cu totul alte chestiuni, unele care sunt evident prioritare și nu este această problemă legată de pistele de biciclete. Este un scurt intermezzo. Am plăcerea de a face un bilanț al lui 2022 la nivelul comunei domniei sale, dar și de a face o radiografie a ceea ce se petrece pe scena administrativă și politică a țării, a județului, a comunei Stejari, alături de primarul acestei frumoase unități administrativ-teritoriale a Gorjului, domnul Robert Păiuș. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur că am de fiecare dată o deosebită plăcere să fiu prezentat în cele mai înalte culmi politice de către dumneavoastră. Eu am vrut să fiu și să rămân tot timpul modest, precum Cezar. Știți că Cezar avea un soldat care tot ești timpul un om, spunea, ești un om muritor, rămâi cu picioarele pe pământ. Și am încercat de fiecare dată să rămân cu picioarele pe pământ, să vedem unde suntem și să facem bilanțul propriu vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră cu pistele de bicicli. Noi nu avem trotuare și rigole betonate pe comună. Adică, nu știu, chiar asta era number one priority pentru România rurală? Păi, cred că o foarte bună parte din strategia de dezvoltare a proiectelor de infrastructură au rămas și încreunate și de pe la acei faimoși ușseriști, de care astăzi nu se prea mai aude mai nimic, pentru că ei au venit cu foarte multe proiecte care, din punctul meu de vedere, semnifică o anomalie a banului public, inclusiv aceste firme de consultanță care și cărora le-a venit în sprijin prin sume fabuloase. Nu mi-e deloc ușor să vă spun că o instituție mică ca și Comuna Stejari, care trebuie să plătească câteva miliarde de lei pe proiecte, în a putea implementa anumite proiecte în documentațiile astea tehnice, în studiile de fezabilitate, pentru că majoritatea și-au ridicat targetul, vin cu prețuri și chiar dacă încerc eu să fac pe cel mai bun samaritan sau cel mai bun negociator pentru Comuna Stejari, mi este și mie greu, pentru că până la urmă nu are nimeni nicio obligație față de mine. Absolut. De comunitatea mea să fac muncă patriotică. De ce să muncească cineva la mine pe poate 10-20 de mii de lei când poate să ducă să ia 100 de mii pe același proiect? Și până la urmă fiecare își trage jar pe turta lui și primăriilor mici le este foarte greu să implementeze foarte multe proiecte. Norocul meu și facilitatea de care eu astăzi fac abuz este că foarte multe din proiectele pe care le-am depus și pe Angel Salini sunt proiecte implementate de mult, până să vină pandemia, unele chiar da, până să vină pandemia, unele ulterior după, doar că ar trebui să le mai ajustăm anumite avize care au expirat, dar ele sunt costuri foarte mărunte. Dar partea tehnică, documentația tehnică în propriu zis, este
viabilă și palpabilă din toate punctele de vedere și astăzi, pentru că nu are cum să se schimbe structura geografică. Cum se prezintă 2022 pentru Comuna Stejar? Sunteți mulțumit? Că mai era de lucru? Eu astăzi pot să spun că nu sunt mulțumit, că nu am cum să spun că sunt mulțumit. De ce să fiu ipocrit să spun că da, sunt mulțumit? Nu sunt mulțumit. Cred că cu 2022 se prezintă la fel ca 2019, la fel ca 2020, la fel ca 2021, la fel ca și astăzi 2022. Adică fără proiecte. Din 2019 nu sunt foarte multe primării. Dacă avem unu-două proiectele de 10, 20, 30 de mii de euro pe anumite măsuri de către pe galuri, pe afir, astea sunt, dar vorbind de lucruri pompoase și extravagante, e departe. Dar mă pot bucura de luxul pe care mi l-am încreonat. Am un proiect foarte important și la care conlucrez și lucrez pe CNI, o canalizare de o lungime de aproape 17 km. Și astăzi putem spune că numărăm zilele, deoarece mai așteptăm un aviz de la mediu și putem spune că din martie lucrările vor intra în linie dreaptă, garantat 100%. Așteptăm să vedem ce... Am depus documentele necesare pe Anghel Salini, să vedem dacă ne mai cer domnile Sare vreo completare ulterioară și să sperăm că până în martie tot la fel să terminăm și licitația, așa cum avem iarăși 4 proiecte la circa 1.000.000 de euro per bucată. De ce nu fim finanțările la timp? Adică știți că în momentul în care luăm de exemplu Anghel Salini, da? Un program național frumos, probabil un continuator al celebrelor PNDL, PNDL 2. Cam asta da. Este. E un PNDL 3 sub o altă un denumire. Un PNDL 4. Sau 4? 4, au fost 3. Ah. 1, 2 și 3. Ok, bun. De ce nu vin banii la timp? Adică am văzut primari care s-au bucurat, s-au entuziasmat când s-au aprobat pe foaie niște investiții în comunitățile dumnealor. După care au trecut lunile și oamenii respectiv, probabil trași de mânecă de către cetățenii comunelor lor, au început să murmure, doamne, nu sunt, e posibil, nu sunt, vin banii. Sunt plusuri și minusuri, într-o oarecare formă au și plusuri, într-o oarecare formă au și minusuri. Agerele vestite pe PNDL-uri nu aveau atâta documentație pompoasă și atâtea... Cum e acum. Cum este acum. Din punctul ăsta de vedere, eu consider că este un plus justificabil din punct de vedere al imaginii tale ca și primar, ca și edil, este un minus pentru că trăgănind de aceste situații, oamenii au așteptări. Oamenii în ziua de azi au foarte mari așteptări și repede. În tempul rapid. Nu mai au așteptările necesare pentru că noi vrem să facem ceea ce alții au construit în zeci de ani, da? Noi vrem să facem în câțiva ani, să ajungem sau cel puțin să ne egalăm cu restul țărilor europene. Și acă de când nici nu putem să ajungem să ne comparăm, pentru că am făcut foarte multe greșeli de-a lungul timpului, prin prisma faptului că am încercat să copiem ceva, neștiind dacă este bine, neștiind dacă este bun, luându-l că cuiva îi face bine. Nu știu acum, e posibil ca ceea ce îți place ție să... Adică am dorit să preluăm modele și le-am preluat așa, pur și simplu fără să vedem dacă sunt bune sau nu. Corect. Și chiar și chiar această tevatură cu intrarea în spațiul Schengen e iarăși din punctul meu de vedere o umilință la fel că de mare ca și cea în care am intrat în 2007 în Europa. Sunt foarte multe lacune, sunt foarte multe, foarte multe înjosiri. Eu consider că țara noastră și poporul nostru, atât în 2007 cât și astăzi, se înjosește prea mult pentru ceva, ceea ce cred că de fapt n-ar prea avea așa mare nevoie. Pentru că dacă am ști să facem și noi, așa cum am zis mai acum câteva minute, să știm să ne tragem jarul pe turta noastră, credeți-mă, din toate punctele de vedere strategic, politic, economic, noi nu avem nevoie de nicio altă țară. Noi trebuie doar să ne dezvoltăm țara noastră. Avem o țară atât de frumoasă și atât de bogată, încă bogată în continuare, și cred că avem și oameni foarte, și ne-au mai rămas în continuare și în țară, oameni foarte inteligenți
Și cred că dacă am face ceea ce trebuie, ar veni și ceilalți care sunt plecați, atât oamenii care lucrează în anumite domenii pentru ei, din punct de vedere al biroticii, adică oamenii de la birou, oameni inteligenți cu facultăți, cu studii, ar veni în țara noastră și oameni care le harnici, care le muncesc putorilor de europeni, că n-ai cum ar trebui să-i numești, terenurile ar veni să le muncească pe ale noastre. Uitați-vă că în ziua de astăzi România nu că doar suferă la capitolul financiar, și cât și la capitolul uman. Nu ai exact, folosind o expresie populară, nu ai cu cine să-ți mături o curte, vorba veni. Sau să spargi un lemn, pentru că nu mai ai cu cine. Majoritatea sunt bătrâni și neputincioși. Restul care sunt tineri și-au căutat de muncă și se găsesc de muncă și toată lumea spun că și aruncă acea zică la ajutorul social. Credeți-mă că nu mai sunt nici la ajutorul social ce au fost. Păi eu discut cu primarii și au aproape de zero foarte mulți, adică deci nu mai au forța de muncă. Cuvântul meu de onoare că ceea ce este la ajutorul social este fix de ajutor social. N-ai ce să faci cu ei. Credeți-mă pe cuvânt de onoare. Adică nu-i poți folosi... Nu ai curajul să faci ceva în activitățile... În activitățile comune fără să-i supravegheți. Pentru că asta pentru cei care sunt tapți de muncă, dar sunt și cazuri de persoane care nu sunt tapți. Domnul Cadrina, degeaba ești tapt de muncă dacă eu spun să faci la stânga și tu iei la dreapta, dacă eu spun să iei în sus și tu cobori în jos, dacă eu spun să vii cu o găleată și tu vii cu un cancioc. Deci, degeaba ești tapt de muncă. Dacă eu trebuie să stau lângă tine, înseamnă că clar nu te va angaja nimeni nicăieri. De ce nu vin banii în termen, stimate domnule? Vis-a-vis de proiectele pe Anghel Salini, nu vin în termen pentru că se solicită foarte multe documente reale. Pe de altă parte, de-aia spun că este un plus și vă spun și de ce. Pentru că am întâmpinat o mega problemă pe un proiect depus pe PNDL, finanțat în 2014, aprobat vis-a-vis de o canalizare care a fost implementată din punct de vedere al documentației juridice foarte, foarte prost sau chiar din birou și nefiind pe teren. Pentru că noi astăzi vorbim de o lungime de 4,5 km, aproape 5 km de canalizare fără stație, deoarece la momentul creonării documentației s-a încreonat eronat pe un teren care nu ne aparținea și a trebuit refăcută toată documentația, reavizată toată documentația, aprobată de minister toată documentația și uite că a venit și pandemia și uite că se măriră și prețurile și am ajuns de la, vă dau un exemplu, de la poate 100.000, 200.000 de euro cât valora stația de depurare să ajungă la 350-400.000, dublu, deoarece bani care ar trebui să-i suporte instituția mea, da? Și bani pe care noi nu-i deținem, pentru că noi încasăm undeva la 120-130 de mii de euro maxim pe an din taxe și impozite. Și asta în condiții optime, adică dacă încasă tot. Și în cele mai optime condiții, pentru că nu avem oameni, nu mai avem, nici nu are cine să mai vine să plătească, că vedeți foarte bine că mortalitatea e în creștere și natalitatea în descreștere și sunt foarte mulți factori nocivi care duc la ipotența încasării financiare, dacă îmi puteți spune așa. Am înțeles. Și acum pe Anghel Salin se solicită foarte multe extrase de carte funciară, foarte multe cadastre doviditoare, foarte multe hotărâri de consiliu local, să se știe unde se montează, ce se montează, există, nu există, canalizare. Sunt niște lucruri logice. Adică niște hârtii care la precedentele proiecte, programe naționale, cereau, nu se solicitau. Da, nu. Înțeles. Uite, de exemplu, acum luăm un simplu exemplu. În 2014, când s-a creat proiectul, s-a propus ca stația să fie, stația de depurare să fie pe un teren. La acea vreme nu s-au solicitat documente justificabile de proprietărire, de proprietar. Acum se cere. Și acum se cere. Și atunci când noi am fost să punem stația, a venit omul peste lui, stați-mă, ce faceți aici? Și am zis, noi trebuie să punem stația. Păi cum vă să pune stația pe terenul meu? Păi cum să punem, cum adică pe terenul nostru? Păi este terenul nostru. Și când ne-am uitat, de fapt, stația trebuia să fie montată în altă parte. Și toată tevatura asta a dus la o întârziere foarte mare și astăzi
putem spune că vorbim de o, de o simplă conductă implementată în, în pământ și fără stații de epurare, deoarece a trebuit să ne iese toate avizele de la mediu, să păstrăm distanțele. Și încă n-au... Și le-am pus la punct și acum am ajuns la concluzie, de ce să dau 200.000 de euro dacă eu fac pe CNI canalizarea perpendicular cu cea existentă, când pot doar printr-un simplu, o simplă supra-traversare să o conectez în stația de epurare de pe CNI. Și ulterior să vin cu toată conducta într-o singură stație, nu mai are sens să mai construiesc o altă stație, deoarece asta pe care noi o avem pe CNI este de o tehnologie foarte avansată, vorbim de o stație de epurare economică din punct de vedere al energiei, ceea ce ne doare în ziua de azi, doare pe toată lumea, cu panouri fotovoltaice. Doare, că vedem prețurile. Corect. Și acum, de aceea se întârzie, de aceea s-a întârziat cu, cu implementarea proiectului pe Anghezării. Sunt prin primării și în Gor, și în Dol, și în Vâlcea, și în Bacău, tot văd că deja au început să semneze contracte pe Anghezării. Și avem noi... documentele pregătite sau care e explicația? Probabil sau, au avut, sau o, echipă, o, idee a avut mai... o echipă care e mai competitivă, mai, mai bine organizată și a făcut hârtirile la punct. Da. Toată treaba este de echipa cu care acolo lucrez, de oamenii care își dau interes. Cât de important este să ai într-un UAT? 100%. Mai 100% decât un primar. Deci dacă instituția publică are oameni, primăria are cei mai buni oameni sau oameni pregătiți și dornici de, de a se afirma prin muncă, cred că nu e primarul, de fapt, e un fel de femeie. Ei, și aici apare o problemă și cred că ați sesizat-o. Din păcate, și o spun în baza celor spuse fie aici la emisiune, fie în particular de către diversi primari ai Gorjului. Din păcate, încep să aibă probleme cu faptul că pe anumite compartimente, în urma iminentei pensionări, în urma unor transferuri și așa mai departe, nu vine nimeni pe salariile din administrațiile publice locale și asta poate fi o mare problemă. Eu cred că nu e asta problema, cred că problema e alta. În zonele rurale, tinerii bine pregătiți, bine dotați din punct de vedere profesional, nu îi avem acasă. E adevărat. Sunt plecați la oraș. Nu sunt. Și motivația de a putea aduce, absorbe sau aduce în, înapoi. Înapoi este doar una singură. Să nu fie apucat să-și creeze o familie. E greu să... Dar să le dai și un salariu decent. Credeți-mă că la toate primările salariile sunt decente. Vorbim de... Și atunci de ce nu vin oamenii? Oamenii vin, dar ce oameni? Trebuie să fii pregătit, să ai studii, să ai facultăți, să ai... Degeaba aș vrea să fii, că sunt mulți. Când, și în România sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ia fonduri europene, dar dacă s-ar putea să ia fără să se trezească, fără să se... Nu sunt că de acord. Sunt de acord. Nu că da, sunt de acord. Dau 11.000 de exemple. Și să vină Ionuț Catrina să apure jobul să zică, uite, Xulescule, uite aici ai 50.000, 70.000, 80.000, depinde de proiect. Uite, ăștia sunt banii, fă ce vrei tu. Păi nu o să faci. Și copilul ăla, ca să-l faci, trebuie să te scoli din pat, să o... Te joci cu nevasta, că altfel nu apare un copil în pat, nu îți apare un copil dacă nu faci treabă. Așa e și cu lucrurile, dacă nu vor faci veni treabă... tineri capabili în administrațiile publice locale, în diversele compartimente lipsă? Pentru că senzația este că nu vor veni prea curând. V-am zis. Deci depinde de situația, să spuneți, de familie. Cât de mult sunt arondați sufletești, spiritual, economic, zonelor rurale, da, zonelor urbane, scuze, da, ca să poți să-i atragi în zonele rurale. Pentru că și, de ce să, dacă eu iau 40 de milioane, dau un exemplu, la Târgu Jiu, și am condițiile cele mai optime, am deja un cerc de prieteni aici, care cu care discut și gândim la fel. De ce aș veni eu la tine la țară, pe 40 de milioane, să lucrez pe cum îmi pensionă 8 ore, să stau într-un ghișeu 8 ore, să nu am cu cine să trăiesc, să coabitez în cochilia mea, în ideologia mea, pentru ce? Pentru 40 de milioane, iau și acolo și acolo. Contează și mediul în care la oraș, de acord cu dumneavoastră, sunt perfect de acord, dar la oraș, de exemplu, consumul financiar este mai mare din cei 4.000 de lei, din cele 4.000 de lei decât... Da, și nu. Da, și nu. Așa am crezut și eu până să ies primar. Am zis că, la țară nu
cheltui bani, că n-ai pe ce. N-ai pe ce. Și de unde? Cheltui mai mulți bani la o țară decât la oraș. Păi, de exemplu, eu dacă mă duc la apartament, plătesc cu 180 de lei, 200 de lei întreținere, da? Hai să zicem 300 de lei întreținere și nu știu ce înseamnă roagă-te de să sparte Gheorghe lemnele. Să-ți aducă lemn. Și e bun la sparte, he, tată, he, he, tată, până le ai sparte în curte, e tehnologie, tată. Roagă-te de ăla să ți le aducă, roagă-te de ăla să ți le taie, roagă-te de ăla să le spargă, roagă-te de ăla să te ajute să le chitești și așa mai departe. Și după aceea vine procesul cel mai iubit de mine, focul. Mă, n-ai vrea să știi. Urăsc treaba asta și toată lumea zice, când băgă în gazele, credeți-mă că eu mâine aș vrea gaze, eu personal mâine aș vrea gaze, urăsc. Mai sunt cetățenii interesați pentru că oamenii sunt. Se uită la televizor, văd oamenii prețurile. Oamenii în general sunt interesați de toate. Știți că aveam un vecin, Dumnezeu să-l odihnească, când eram copil și puștean, tot timpul mă întreba cât costă brânza și cașcavalul și salamul la Craiova. Dar niciodată nu se ducea să cumpere. Așa e și cu oamenii care sunt interesați și de canalizare și de gaze. Oamenii sunt interesați. Dar când vine vorba de a se branja, de a le folosi, de a plăti, nu mai sunt interesați. Înțelegeți? Și mai ales acum facturile astea cu creștere. Credeți-mă că din gură toată lumea e interesată. Dacă îi spunem unui om că îl duce undeva la 20.000 de lei, poate 15.000, 20.000, 10.000, branșarea la un gaz, nu îl mai interesează. Și după aceea stai și te gândești, se justifică investiția de câteva milioane de euro într-o comunitate în care tu n-ai decât 3 branșați. În care poate pe un kilometru de conductă de gaz se branșează 4-5 din 100 sau din 50 de case se branșează, se justifică? Economic vorbind la nivelul țării, păi nu se justifică. Că nu se justifică. Așa e, pe de altă parte... Nu că nu s-ar merita. Corect. Oamenii, asta în general, spun. Pe de altă parte, trăim în mileniu 3 și confortul ar trebui să fie optim. Dar trebuie să fim și realiști că până la urma urmei, toată lumea vorbește de cheltuirea banului public, da? Toată mass media, toată opoziția, toată populația României spun, bă, ăștia cheltuie banii pe nimicuri. Și atunci când ajungi să spui lucruri dureroase, da? Adevărul de fapt dureroase, nu ne convin. Păi, dumneavoastră nu odată sunteți un exemplu în sensul ăla. Nu odată ați spus lucrurile pe nume și poate ați deranjat chiar colegi de partid. Poate ați deranjat colegi de, nu știu, de coaliție sau așa mai departe. Sunteți un tânăr primar destul de tranșant atunci când transmiteți mesaje. Nu vă este teamă de reacția colegilor? Care colegi? Eu muncesc pe teren singur. Deci n-aveți frică de reacțiile colegilor din eu politică? Eu sunt Păiuș Robert, primarul comunei Stejari, datorită cetățenilor comunei Stejari. Am înțeles. Care curești? Curești suntem dacă vrei să împărtășim aceleași idealuri, atât eu cât pe ale tale, cele care, în care ajungem într-un sens comun, cât și după ale mele. Nu să împărtășiți doar ceea ce vrei tu să auzi sau ceea ce vreau eu să aud. Știți că de 2 zile Cristiano Ronaldo a rămas fără job. I-a fost cumva reziliat unilateral contractul cu Manchester United. O secundă, eu vă spun ce deci declarația de presă a clubului. S-a reziliat contractul, e drept, cu acordul tacit al jucătorului fără a se apela la clauzele acelea mari. Nu vă e teamă că rămâne pe drumuri? Știm că sunteți un fan al lui în egală măsură. Așa. V-ați și declarat Cristiano Ronaldo al politicii. Încă sunteți. Așa, și la ce? Să nu mi-e frică că mă dau și de păi la PSD afară? Spun. Nu că să vă dea afară. Nu, că dar... mă trag de urechi. Așa, și... de urechiușe. Nu. Atâta timp cât eu nu trag pe alți colegi de urechi. Care poate fac bocăne mai mari. Corect. Nici. Cred că până la urma urmei noi suntem într-o echipă și când meciul se joacă trebuie să jucăm. Restul zilelor cum le trăim noi, sportiv vorbind, este fix problema fiecăruia în parte. Noi trebuie să dăm randamentul pe teren. Legat de Cristiano Ronaldo și de mine, vom rămâne o legendă. Eu o să rămân o legendă a comunei Stejari prin numărul proiectelor pe care le-am adus și le-am implementat și pe care le voi aduce, iar el va rămâne o legendă pentru întregul glob pământesc. Acel ipocrit de antrenor va rămâne doar o virgulă pentru câteva luni de zile
în care el și-a bătut joc de o adevărată legendă. Am înțeles. De-aia îmi place mie să fac emisiune cu dumneavoastră. Sunteți o persoană foarte, foarte ok pentru generația din care faceți parte. Chiar dacă pare că poate sunteți un om tânăr pentru politică și administrație, mi se pare că sunteți totuși destul de bine ancorat în realitatea politicii și administrației din România. Când iubești ceea ce faci, ești cel mai bun. Am înțeles. O să țin cont de chestiunea asta. Ne ducem mai departe. Cum se vede 2023? Ne așteptă o iarnă, unii spun că blândă, meteorologii, alții spun că nu tocmai blândă, prin prisma prețurilor. Se vor supăra românii undeva prin primăvară când vor vedea facturile? Se vor supăra mai devreme? Spun așa. Românii sunt supărați de când se nasc și până mor. Adică este o nație tristă. Da. Cred că campionatul mondial de văicăreală l-am luat fără doar ce poate. Da, sunt de acord. Nu putem spune că nu avem lacunele noastre, dar eu pot spune astăzi că trăim mai bine decât foarte multe țări la care noi am râvnit de a ajunge în ele. La ce vă referiți să spunem trăim mai bine? Nu putem să comparăm. De exemplu, situația economică. Vorbim de Franța, Spania, Italia, care au salarii similare cu 2008-2009. Și credeți-mă că vorbesc pe, okay, da, pe probe. Păi și au avut măriri. Și au mărit, da. Păi eu îi plătesc 100 de euro pe lună, da, la 2000 de euro salariu. O luăm așa. Un 2000, credeți-mă că e un fel de salariu dintre ăsta cam 60 de milioane la noi. Adică cine are 40-60 de milioane salariu pe lună, trăiește decent la noi în țară. Pe când la ei un 2000 nici nu prea sunt atât de multe salarii cu 2000. Și luăm 2000. Păi eu ia plătesc chirie. Chiria nu este sub 5-600 de euro. Da, sunt de acord. 100 de euro gunoiul. 50-60 de euro dacă vrei internet. La ei internetul este un moft. Nu este ca la noi ceva. Și merge și ca neapărat. Exact. Asigurările sunt undeva la ordinul miilor de euro, 1000 și ceva de euro pe an, că și facilitățile sunt unele când, Doamne ferește, ți se hărâ mașina, îți vine firma de la asigurare și îți transportă cu platforma la un serviciu, dar și la serviciul ăla plătești după aceea. Doar că ai facilitatea asta că te ia din drum și nu te lasă cu căruța ruptă în drum. Lucrurile sunt foarte scumpe. Poate cu o diferență de 1, 2 euro, 3 maxim la hrană, mai ieftină decât la noi. Dar dacă punem lucrurile compensatorii, cu ceea ce plătesc ei acolo și cu ceea ce plătim noi aici, cu ceea ce le rămâne lor, da, doar că nouă ne place. Nu spun că noi trăim lux, nu ne spun că noi trăim în bine, dar românul nu este un om chibzuit. Românii din ziua de astăzi, că au fost și români care au știut să-și agonisească banul, până prin 97, 98, chiar aproape de 2000, au fost oamenii aceia care știau să strângă bani, cum să zice, bani albi pentru zile negre. Uh-huh. Când noi astăzi, generațiile mea, generația noastră, restul generației care vine, nu știm ceea ce înseamnă bani albi pentru zilele negre și cheltuim pe toate prostiile. Efectiv, pe toate prostiile. Și oricât de mulți bani ai avea, pe atât de mulți bani cheltuim. Aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Am verificat-o pe propria piele, am verificat văzând comportamentul unor apropiați cât are omul cheltuie. Cât nu are... Gândiți-vă că o familie de nemți, da, și de români pleacă în supermarket. Un singur lucru vă dau ca și exemplu și după aceea discutăm despre ce vreți dumneavoastră, orice altceva. Așa. Românul își cumpără o bară de salam pentru 4 inși și ăla cumpără două caserole feliate, poate nici un sfert din salamul pe care îl cumpără românul, tot pentru 4 inși. Pii. Românului îi se strică salamul în frigider, jumătate din el îi se strică, ăla îl termină poate în prima sau a doua, maxima a doua zi. Și atunci... Și vine din nou peste 2 zile. Da. Și cumpără exact că știe corect că va consuma. Și cumpără încă o bară. Și ăla nu ne-am sumit, ce mai cumpără iar câteva ferii. Noi cum mai aruncăm iar la câini jumătate din salam. Și jumătatea aia, noi nu mai calculăm că e pierdere. Și este pierdere. Ne ducem mai departe. De aceea la tovarășul Nicolae Ceaușescu, nimeni nu se arunca, totul se recicla.
Doamne, cu reciclarea, să știți că e de câțiva ani un trend. Ați văzut că se reciclează orice, se face compost inclusiv din... Se reciclează și oamenii politici, din, da? Deșeuri, inclusiv din deșeuri menajere, alimentare, se poate recicla. Sunt cu mâna strânsă, păi mine sunt înapoi galbeni, sunt săgeți albastre, păi mine iar sunt cu mâna strânsă, iar sunt săgeți albastre, sunt nehotărâți. Dar important e că poate sunt în alianță unii cu alții. Alianța asta o vedem din martie încolo. Să vedeți din martie mișcări de stradă. Nu e alianță, este coaliție. Domnul Catrina, azi suntem în 20 mișcări de stradă? Domnul Marian, cât suntem astăzi? 24. Țineți minte aici. Ce spune din domnul martie, Păiuș, doamnelor, sunteți martori. Din martie, domnilor. După ce PSD-ul va intra la guvernare cu actele în regulă, așa cum se spune, da? Păi nu e în martie. Spre mai încolo. E martie încolo. Când trebuie să intre PSD-ul la guvernare așa cum trebuie să intre, o să vedeți ce mișcări de stradă o să înceapă iarăși. Iar diaspora apare peste tot din neant, că nu sunt mulțumiți de măriri, că nu... Pentru că această coaliție este doar dacă le e lor bine. Lor, da, la cine lor, preferiți? La cea de dreapta. Dacă lor nu le e bine, nu contează omul de rând. Pentru că dacă conta... Acel Virgil Popescu, de care tot vorbim de câteva luni de zile bune, pleca, îl goneau. Pentru că știm, nu suntem nebuni la cap, le vedem, nu trebuie să ne mai spună nimeni. Astăzi nu mai pot să manipulez atât de bun, și ce ne dați nouă scris? Că vor fi mișcări de stradă, da, din momentul în care Partidul Social Democrat, da, prin acea rotație, corect, va prelua frâile guvernării. Cu premier și cu... Corect. Și o să vedeți. Dumneavoastră chiar credeți că atunci, în august, au fost oameni din diaspora? Aveți garantat orice, oricare de aici dintre noi trei, că îl băgăm și pe la Marian în emisiune cu noi. Este, prietenii ascultă, în diaspora. Ia să-mi spună mie unul care are contract, așa, că pleacă el când vrea și când vine când vrea. Să duc la un neamț, la un spaniol sau... Poate pe 10 trebuie să mă întâlnesc. Nu neg caracterul de adevăr al celor spuse de dumneavoastră, însă eu vă spun că eu aș fi mers să protestez. Domnule, la vremea de atunci... Eu de aici, din Târgu Jiu, aș fi mers. N-am mers. Aș fi mers. Dați-mi un motiv. Pentru că senzația mea, așa, era că nu se îndreaptă țara în direcția potrivită. Și senzația mea era că acel om care a orchestrat din rândul socialdemocraților tot acest balamuc nu făcea bine. Și vorbind de un om cu apucături de dictator, și cred că acum puteți să vorbiți fără o preliște, vorbind de domnul Liviu Dragnea, care nu prea mai făcea dovada că este un lider într-un partid în care să lase și pe alții să vorbească. Nu mă face să fiu rău și nu mă face chiar să mă execute. A, bine, atunci nu. Ducem, gata. Nu. Că nu, nu vrem, e chiar așa. Nu vă vrem rău. Nu e chiar așa. Nu vă vrem rău, domnule. Și la televizor să vede ce se vrea să vadă, să spune ce se vrea să spună. Acum, eu făcând televiziune, nu pot să fiu. Eu cred că atunci când a spus că Vodafone plătește 900 de... Nu dăm nume. Scuze. Când firma de telefonie mobilă Xulescu plătește la stat 9000 de lei. Gândiți-vă că 9.000 de lei la nivelul... Cine a spus asta? Dragnea, vrei să ți le trimit? Când a spus că de vineri până duminică să se livreze marfă românească... Așa. Păi imaginează-ți ce înseamnă să se pună toate supermarketurile astea care nu sunt românești, împotriva lui, economic. Credeți că... A, deci vreți să spuneți că el era un protestatar pe bune și l-a ucis sistemul, sau cum? Care e el părțile lui rele? Foarte nimic multe, de altfel. Ălea care sunt, nu sunt în măsură să le pun în palat, că nu sunt de meserie. Nu sunt procuror, nu sunt... Ați participat la alegerea aia în fanfară, cu surle și trâmbițe, da, unicului candidat? Da, peste tot să fac, domnule. Și credeți că numai pe vremea lui... Domnule, dar măcar, stați să vă spun, dar măcar mai apare un candidat acolo, lângă. Unde? Un iepure, sau cum să o numi el, în limbajul... Unde? În bătălia aia, internă. Ai arătați-mi mie din 2012 încoa, 2014 încoa, foarte mari bătălii la nivelul partidelor. Uite, Ludovic Orban, Nicolae Ciucă. Nu, Câțu. Domnul Câțu, că domnul Câțu a fost în bătălia cu... Nu, vă rog frumos, fără, că nu vrem să ne... Haideți, domnule, să se supere CNA-ul pe noi. Simplu, măcar a fost acolo cineva care, bun, știa că n-are șansă. Hai, că asta a fost singura, da, bravo, uite, lasă. Păi și ce, la socialdemocrație am avut?
N-am văzut să fie vreo mare bătăie. S-a știut cine e șeful, s-a știut că trebuie să lucrăm. A, că se știe cine e șeful. Nu ne-a gândit nimeni, domnul. Domnul Păiuș, haide să nu amestecăm una cu alta. Dar măcar a fost, domnule, acolo cineva. Mulți își doresc ca fii regi, puțini cei care știu să poarte coroana. Cine câștigă bătălia din PNL Gorj? Avem sâmbătă. Depinde mare... cu cine bate palma domnul Marcel Romanescu. Dacă bate cu Vulceanu, câștigă Vulceanu. Dacă bate, adică domnul Pecingine, vreau să spuneți, că nu e domnul Vulceanu. Avem pe domnul Iordache candidat și pe domnul Pecingine. Tu eu spus aici. Bine, pe domnul Pecingine, dacă am înțeles. Depinde. Reușit cine... să mă faceți să zâmbesc de cu fiecare cine, dată, cu cine, la aproape fiecare cu cine replică. Bate palma, cu, depinde cu cine s-a înțeles. Ăla va câștiga. Dacă s-a înțeles cu domnul Iordache, pardon, câștigă domnul Iordache. Dacă nu, câștigă domnul Pecingine cu domnul Vulceanu. Dar dumneavoastră ați zis ca un pronostic. Păi nu știu cu cine a bătut, lasă-mă să întreb și eu spun după aceea. Declarație de om politic, a dat o eschivă. Nu știu cu cine a bătut palma, că vine joia a bătut pe cu... Părea dumneavoastră. Joia a bătut cu Dan, vineri a bătut cu Iordache. Na, uite, ce vrei să spun, cu om politic să spun. Și până acum, la ora actuală, Iordache câștigă teren. Am înțeles răspunsul dumneavoastră. Și a făcut și de așa natură încât să fie bine, vorba fraților noștri poezii de la Paraziții. Da, suntem la final de emisiune, stimate. Ia... mii de și sincer să fiu, nu prea mă interesează pe mine ce se întâmplă la am PNL înțeles. Pentru că nu prea... Vă concentrați pe ce se întâmplă în rândul social-democraților și pe pregătirea partidului pentru 2024, că ăsta e scopul. Mai e mult. Până atunci, credeți-mă, până în 2024, pe septembrie, când sunt alegerile din punct de vedere juridic, mai e drum lung. Suntem la final de emisiune, mă anunță colegii, mulțumiri pentru prezență, putere de muncă și... Sărumine, uite, să trăiesc, mulțumesc șeful. Ca la partid. O zi cât mai plăcută vă doi, doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, care de fiecare dată ne smulge zâmbete. O zi cât mai plăcută. La revedere. La revedere, o zi bună. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.